Mixa TV, un discurs al lui Gregorian Bivolaru, n-am mai ascultat de mult. Mi-a trimis cineva un anunț de pe yoga ezoteric și cum tot eram pe drum și n-aveam altceva de făcut, am ascultat acest material al său, pe care l-a transmis pentru cursanți, referitor la situația cu Ucraina, conflictul ruso-ucrainian. Și ascultându-l, bineînțeles că îi dădeam dreptate, omul are dreptate în ceea ce spune, însă pe mine m-a frapat modul în care spune, pentru că eu îl știu pe Gregorian Bivolaru din anii 90, când stilul de a ține conferințe și de a vorbi nu era atât de lăbărțat, atât de sacadat în ceea ce privește rostirea cuvintelor. Și întrucât cineva mi-a spus, care îi asculta conferințele online pe WhatsApp, și pe WhatsApp ai posibilitatea să dai mai repede viteza de redare, și mi-a spus că au fost certați cursanții că fac aceste lucruri pentru că maestrul vorbește în acest mod pentru că dorește să inducă, să transmită și o anumită stare spirituală auditoriului. Am stat și m-am concentrat un pic și m-am gândit, băi, oare ce stare spirituală dorește să inducă prin această rostire separată a cuvintelor într-o frază. Dacă veți asculta oricare dintre conferințele lui Gregorian Bivolaru din ultimii ani, pentru că mi-am dat seama că acest stil s-a schimbat mai mult în ultimii ani și s-a accentuat, veți realiza că nu este vorba de o formă de handicap sau de o anumită formă de retard, cum glumesc unii pe forumul sau mai râd, ci este un act deliberat prin care omul chiar caută să aplice o tehnică. Tehnica există în lucrarea Vijnana Bhairava Tantra, sau 108 căi de, sau metode de atingerea stării de realizare spirituală, și e vorba de a putea evidenția starea de existență pură, de prezență, da? A ființei dincolo de concepte, dincolo de gânduri, în pauza dintre două gânduri, în pauza dintre două fenomene. Practic dorește să accenteze ideea că universul este discontinu și că în aparența continuitate și fluiditatea evenimentelor, a frazelor, a cuvintelor, există aceste pauze, pauze mentale. Și ascultându-l cu această intenționalitate, am realizat că el are această dorință de a impulsiona din perspectiva unei stări de vacuitate auditoriu dincolo de ceea ce spune. Deci dincolo de informația oferită celor care îl ascultă. Deci nu este vorba de o încetinire intelectuală, nu este vorba de o stare de letargie sau apatie, ci este un act deliberat. Asta probabil că pot confirma și cei care au mai avut legătură cu el în ultima perioadă și au văzut că în comunicarea liberă se exprimă fluent. Așadar, aici vorbim de texte atent gestionate. Eu știu că el își scrie dinainte toate materialele, este un om extrem de meticulos. Și în direcția asta, în afară de supărătoarele repetiții ale unor cuvinte gen sui generis sau nu știu ce alte zone din astea care țin de limbajul de lemn specific Nissan, tactica, tehnica mi se pare bună. Bine, eu cred că totuși oamenii care nu conștientizează acest gen de proces spiritual pe care maestrul dorește să-l ofere, nu vor înțelege această chestiune și tehnica lui se va transforma într-un obstacol pentru ei, un obstacol conceptual în care vor... ceva din mintea lor va fi deranjat, apoi jenat, apoi va face mișto de chestia asta și în final a zis,
va zice, dă-l pizda măsii de handicapat, că nu mai ascult așa ceva, că mă enervează. De ce? Pentru că mintea lor încearcă să umple golurile. Mintea sare în acele pauze, e ca un ac care sade de pe discul pick-up-ului când nu mai găsește calea, nu mai găsește acel filigran pe care el își cântă muzica. Și la fel este mintea aici, dar dacă îți supraveghezi mintea și vezi de fapt ce se întâmplă în pauzele dintre cuvinte, la început observi că mintea încearcă să anticipeze ceea ce se spune. Apoi, în timp, ușor-ușor se liniștește, trece dincolo de mesajul verbal care este furnizat și exersează aceste pauze ca un soi de liniște, de tăcere profundă care există în aceste mici pauze între cuvinte. Asta este, cred eu, semnificația profundă a acestui mod de comunicare. S-ar putea să mă înșel, s-ar putea să fie doar impresia mea, o formă de transfigurare a unui fost maestru al meu. Cert este că am ascultat conferința, mi-a plăcut ceea ce a spus, a făcut un scurt istoric al conflictului ucrainean, al istoriei Ucrainei, al tratatelor internaționale pe care Ucraina le-a semnat, modul în care Ucraina și Occidentul, NATO, n-au respectat aceste tratate și faptul că în acest moment trebuie să fim atenți la interesul nostru național și nu la altora, direcția în care suntem un pic ca popor. Asta este, în esență, mesajul lui. S-a părut un mesaj de bun simț, la fel de bun simț ca și cel al lui Khentru Rinpoche, care și el pe pagina lui comentează bine, într-un stil mult mai puțin sofisticat și mult mai direct această chestiune. Cam asta este ceea ce voiam să spun în această seară pe tema asta. Am în continuare, evident, prieteni în WhatsApp, în Telegram, în Signal, în Facebook, care îmi trimit de fiecare dată când apare ceva pe zona asta, ei au rămas în continuare acolo la Misa, eu nu. Și îmi trimit tot felul de materiale și când am timp le ascult. Interesant este cum se încearcă această adaptare a unei metode tradiționale, cum este aceasta din Vijnana Bhairava Tantra, metoda de a observa, de a urmări pauza dintre două gânduri, dintre două manifestări de orice natură, dintre două respirații, dintre două orice, da? Pentru a observa această discontinuitate și vacuitatea care susține această discontinuitate, a aparenței materialității, a naturii fenomenale, a minții, a tuturor manifestărilor. Astea sunt lucruri interesante pentru cei care practică și sunt cu adevărat interesați de acest domeniu al spiritualității practice. Dincolo de toate astea, eu am rămas fidel crezului meu că trebuie să înveți orice lucru bun pe care îl are orice om de oferit și încă un lucru, că din experiențele de viață ale altora poți să înveți de asemenea lucruri folositoare, cu condiția să nu treci nepăsător pe lângă aceste exemple. Unii pot să-ți demonstreze cum poți să trăiești frumos și cum este așa da, iar alții sunt dimpotrivă exemple negative de așa nu. Eu am învățat foarte mult din greșelile altora, tocmai din dorința de a nu provoca nici mie suferință inutilă și nici altora. Nu pot să spun că a reușit pe deplin, dar în ceea ce privește cazul acesta al lui Gregorian Pivolaru, eu cred că am învățat foarte multe lucruri bune și din așa da și din așa nu. Fără să arăt un spirit critic exacerbat, cum ar considera unii. Tocmai de aceea, cred că demersul meu din această seară se înscrie pe un cadru pozitiv. Acum nu știu dacă el a explicat această chestiune a pauzelor pe care le face în fraze. Repet, nu sunt pauze din acelea poetice sau care țin de intonație sau de genul acela de elocință studiată, cum
mai au așa mari vorbitori, oratori. E vorba de niște pauze absolut mecanice, repetitive, d-un ton egal al vocii, care induce această stare de egalitate. Și chestia asta mi se pare, cum să spun, evident studiată, evident voită, intenționată. Și, însă până acum nu mi-am pus problema de ce o face până în ziua de astăzi, pentru că nu m-a interesat. De asta vă invit să urmăriți genul acesta de discurs și să-mi spuneți ce părere aveți despre el. Da. Ce anume percepeți în aceste pauze pe care un vorbitor ca el le face. Bine, eu vă garantez că nu veți întâlni genul acesta de oratorie foarte des. Și v-am spus, la prima impresie pare un om cu retard, însă vă garantez că nu este, pentru că l-am cunoscut personal. Din potrivă, este o minte strălucită din multe puncte de vedere. Adică asta înseamnă și în bine și în rău. Părerea mea. Mai degrabă aș spune, de exemplu, dacă am comparat cu crainicii de televiziune care învață tehnici din acestea de exprimare, de prezentare, de livrare a unui mesaj verbal, aș spune că din perspectiva aceasta a elocinței, stilul acesta evident că este, nu este strălucit, ci este un anti-talent, adică un anti-exemplu din perspectivă oratorică. Însă se pare că din perspectivă spirituală oferă niște avantaje. Asta este. O seară minunată.